La ședința noastră extraordinară convocată de îndată sunt prezenți 15 consilieri aici fizic în sală. Cine a convocat ședința? Convocată de domnul primar. Domnul Viorel Miron. Domnul primar poate să convoace ședința și este inițiatorul proiectelor de hotărâre? Nu, inițiator poți fi și... În cazul de față, domnul primar este și inițiatorul și a convocat și ședința. Sunt prezenți 15 consilieri locali aici în sală, 4 sunt online. Doamna consilier Balaș Monica, domnul Constantin Ștefan, domnul Lazar Costică și domnul Tiboi Claudiu. Ședința este statutară. Sunt îndeplinite condițiile de legalitate. Rugăm pe domnul președinte să preia lucrările. Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară convocată de îndată astăzi, 17 octombrie 2022. Ședința de astăzi este compusă din, are pe ordinea de zi 3 proiecte, cu numărul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului a indicatorilor tehnico-economici și descrierea sumară a investiției renovare energetică și consolidare seismică a clădirilor publice din orașul Comănești, județul Bacău, cu numărul 2 proiect de hotărâre privind implementarea proiectului construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Comănești, județul Bacău, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR per 2022 per C3 per S per 1.1.B. Și cu numărul 3 avem proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în orașul Comănești, județul Bacău, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR per 2022 per C3 per S per 1.1.A. Dacă vreți să spuneți și cine este inițiatorul. Inițiatorul acestor proiecte este domnul primar al orașului Comănești, domnul Viorel Miron. Corect. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Începem această ședință cu proiectul numărul 1 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului a indicatorilor tehnico-economici și descrierea sumară a investiției renovare energetică și consolidare seismică a clădirilor publice din orașul Comănești, județul Bacău. Materialul a fost la comisii, dacă sunt discuții. Domnul consilier. Da, aici nu este genul, la clădirilor publice din orașul Comănești. Consider că sunt și alte clădiri care au avea nevoie de reabilitare tehnică. Nu contest faptul că și primăria și o clădire alăturată ei are nevoie de reabilitare. Pe de altă parte, consider că sunt și alte clădiri în suferințe, ca să zic așa. De ce nu se atrag fonduri? De ce nu se folosesc banii și pentru dispensarul din Răloaia, de exemplu, sau școala alăturată din Răloaia, Constantin Ciocan? Și aceea are nevoie de reabilitare tehnică de foarte mulți ani. Întâmplăria de vremea lui Ceaușescu. Da. Puteți să răspundeți dumneavoastră, domnule primar? Păi de ce nu inițiază un proiect de hotărâre, domnul consilier? Spre exemplu. Clădirea nu este de ieri, de astăzi, atât. Nu, tocmai dacă este o clădire veche și aveți această inițiativă... Punem problema să reabilităm primăria, da? Ea a mai fost reabilitată în urmă cu câțiva ani. Primăria Comănești nu a fost reabilitată... Domnul președinte, primăria Comănești nu a fost reabilitată niciodată. Primăria Comănești a fost doar renovată. I s-a dat o tencuială, s-au curățat tâmplăria, a fost nici vorbă să fie reabilitat. Este o clădire veche de 100 de ani, primăria, și necesită această reabilitare și consolidare, pentru că este riscul ca la un risc se poate întâmpla la un cutremur să fie. Se dorește și lucrul ăsta să se întâmple ziua, să fie primarul în birou, dar nu cred că s-ar putea întâmpla. Șanse de 1 la 1 miliard, poate. Da, a fost renovată, dar deci, n-a fost... Deci, consider că ar trebui să ne pregătim mai întâi celelalte credite care se folosește orașul, cred, și primăria cu onestitate mai
Eu nu zic, aici banii vin de la PNRR, nu din buget. Da, domnul consilier, spuneți. Dacă îmi permiteți, discuția avută cu școala de la Lăluaia, de lângă biserică, am mai acordat o dată, tot în cadrul ședinței locale. Dar este în program, un proiect, domnul consilier a votat de 100 de ori până acum, habar n-are ce-o votat. Bine. Păi și atunci de ce spuneți să o reabilităm dacă este în proiect? Este în licitație în momentul de față. Da. În momentul de față, când discutăm despre o clădire care este deja în proiect, care este deja în licitație și dumneavoastră veniți să spuneți că trebuie reabilitată, vă dați seama că... Deci dacă este proiect, discutăm de pomană, părerea mea. Eu vă înțeleg durerea dumneavoastră, dar trebuie să căutați alte subiecte. Da, dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul 2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Comănești, județul Bacău, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR per 2022, per C3, per S, per 1.1.B. Domnul director, ne puteți lămări să o afle și celelalte persoane din oraș exact la ce se referă acest proiect? Da, sunt acele insule ecologice pentru colectarea deșeurilor. Sunt dotate cu 5 cubere, da, pentru deșeuri minaje, biodegradabil, hârtie, carton, sticlă, metal. Acestea vor fi dotate cu camere, cu cartelă, deci o să fie arătate fiecare punct anumitor locuri. Numai cei de acolo pot duce gunoiul. Duc selectiv, da? Se pot verifica foarte bine ce au dus, cum au dus. Și va fi un număr de 32 de puncte. Numai pe partea de blocuri. Pe partea de casă nu avem așa ceva, nu există un proiect. Am înțeles. Mulțumim foarte mult. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu supunem la... Să beneficieze într-un viitor apropiat de pătrat și cartiere de case din oraș. O să facă, probabil, în viitor apropiat și cartiere. Am sentimentul că s-a făcut deoparte și favorizat de fiecare dată. Domnul consilier, tipul acesta de proiecte se adresează orașelor și se amplasează câte un singur astfel de... Suntem alea cu 32 de puncte, la punctul de... Da. Domnul, putem să domnul director, putem să amplasăm câte vrea, cine vrea, unde vrea? Nu, nu, nu. Până aici o să avem doar pe partea de bloc, atât. Așa, deci, așa prevede de proiect. Colectare selectivă. AXA... Deci un loc de acele țară care le avem. Adică, deci nu, de partea de casă, deci nu, de partea de casă, deci la nivel național e așa proiectul. Deci oriunde unde sunt acolo, în bani numai în zona de bloc. Timpul se bacă, o mâinești, deci numai zona de blocuri, dacă o să construim blocuri și în celelalte cartiere, vom amplasa și acolo astfel de... Da. Am înțeles. Mulțumim banii mult. Banii aveam pentru mare sentimentul că sunt tot timpul lăsat. Deci n-a fost problema că nu s-a vrut. Problema a fost pentru că proiectul a fost făcut numai pentru blocuri. Așa a fost lansat PNRR doar pentru orașe și doar pentru zona de blocuri. Noi putem să accesăm doar cum ne permite AXA, proiectul și așa cum ne cer cei care ne finanțează. L-au dus la Bruxelles, l-a aprobat. Da, puneți la vot. Da, pierdem vremea. Mulțumim mult. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în orașul Comănești, județul Bacău, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR per 2022, per C3, per S, per 1.1.A. Proiectul a fost la comisii, dacă mai sunt discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este? Deci, să subliniez, este numai un singur punct pe oraș. La nivel de județ vor fi două puncte unde sunt aglomerări urbane, gen Onești, Bacău. Da. Da? Și atunci acolo vor aduce și din alte localități. Da? Ei, în restul orașelor din județ, doar un singur, un singur punct. Da. Menționa și suprafața, vă rog. Undeva la 2000 de metri pătrați, deci este destul de mare suprafața. Noi am dus undeva mai încet, dar este loc. Am înțeles.
Plus, trebuie să fie tot și la o anumită distanță. Specificat, nu se poate face în toate cartierele. Ca să știe și domnul consilier să nu mai intervină degeaba. Da. Și nu poate așa nimic din comunitate. Nu. Stigma pentru orașul comunitate. Și valoarea este mai mică. Ce este la Onești, ce este la Bacău, da. Bănesc că acolo o să lucreze consul județean și o să apeleze ce din alte localitate, ce în masă. Nu poate să apelă, da. Da, mulțumim dar foarte mult. Orașul comunitate, ascultă și casă. Și cartierele, da. Mulțumim mult. Supune la vot. Cine este pentru? Este cineva împotriva? Se abține cineva? Cu asta ședința s-a încheiat. Mulțumim foarte mult.